Ideea unui pod de teatru peste Dunărea a apărut ca urmare a reabilitării clădirii teatrului din Giurgiu, așa că tot răul spre bine. Între 18 și 22 octombrie, ediția din acest an a Festivalului Teatrelor Dunărene va avea loc și la Giurgiu și la Ruse, piesele prezente în festival jucându-se pe scenele Centrului Cultural Ion Vinea, Ateneului Nicolae Bălănescu, dar și pe cea a Teatrului Sava Ognianov din Ruse. Pe lângă spectacolele pe care giurgiuvenii au avut ocazia să le mai vadă, Teatrul Tudor Vianu își dorește în festival o premieră absolută și inedită, despre care directorul interimar Mircea Meionescu nu face mari dezvăluiri. Crede însă că prezența în distribuție a Feliciei Filip va fi una de bun augur, iar numele autorului piesei se vrea rămâne o surpriză. Este un nume absolut de mare altitudine în cultura română, nu a fost jucat niciodată. Nu este dramatizare, este o piesă de teatru absolut uluitoare. Distribuția cuprinde două nume pe care și le-ar dori oricine. Felicia Filip, celebra soprană de talie internațională, și Mihai din Vale, alt actor de calibru, directorul teatrului mic. Vor fi și alți doi actori, de care unul din Giurgiu. Ca și în anii trecuți, au răspuns invitației de a fi prezenți la manifestarea culturală echipe de actori ai unor teatre din țară, dar și din Bulgaria, Austria, Polonia și foarte posibil din Republica Moldova. Pe parcursul festivalului este prevăzută și desfășurarea concursului de dramaturgie în 2, drept pentru care autorii de texte dramatice vor trebui să-și trimită lucrările până cel târziu pe 4 septembrie, curent data poștei. Este un concurs, dacă vreți, atipic în România, pentru că suntem singurul teatru care, în momentul în care a premiat o piesă, și din 5 ediții doar 3 au fost premiate, pentru că există o grilă, zic eu, de exigență, să nu spun mai mult, dacă nu îndeplinește un număr de puncte, minimum 28, nu câștigi. Sunt 3 membri în juriu, am stabilit și juriu. Dacă va rămâne directorul teatrului Tudor Vianu, Mircea Meionescu își dorește ca Serbia să prelungească lungimea podului de teatru peste Dunăre, țara vecină, aderând în felul acesta la Festivalul Teatrelor Dunărene.